Bărbatul din comuna Văgiulești, care s-a răsturnat cu tractorul omorând un copil, este cercetat pentru 4 infracțiuni. Polițiștii au constatat că tânărul de 30 de ani nu avea permis de conducere. El se afla împreună cu cei 2 copii de 8, respectiv 1 an și 4 luni, în tractorul pe care îl conducea când utilajul s-a răsturnat. Micuțul de 1 an și 4 luni a murit la spital. Din cercetările efectuate de polițiști a reieșit faptul că un bărbat de 30 de ani din comuna Corcova, județul Mehedinți, în timp ce conducea pe drumul sătesc Valea Motrului un ansamblu de vehicule format dintr-un tractor nenmatriculat și neînregistrat în circulație și o remorcă confecționată artizanal, s-a răsturnat în afara drumului. În urma evenimentului a rezultat rănirea conducătorului tractorului împreună cu cei 2 pasageri minori de 1 an și 4 luni și 8 ani, fiind transportați la spital, unde minorul de 1 an și 4 luni a decedat. Rudele bărbatului spun că acesta a povestit imediat după producerea accidentului că i s-a desfăcut o roată de la tractor în mers.